10 ianuarie este o zi fastă pentru cultura românească, este o zi fastă pentru istoria românească, este o zi fastă pentru identitatea românească. E un fapt fericit că a fost aleasă de Ziua Culturii Naționale, ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, pentru că prin Mihai Eminescu, societatea românească, poporul român, cultura română, a căpătat o identitate mult mai precisă. Prin Mihai Eminescu noi ne-am europenizat, prin Mihai Eminescu ne-am universalizat, dar în același timp prin Mihai Eminescu ne-am căpătat conștiința românității noastre. Pentru că Eminescu a fost cel care a turnat limba română în tiparele ei firești. Până la Eminescu, limba română nu suna atât de armonios. Eminescu a găsit acel substrat și acel fior cu care astăzi ne identificăm întru totul. Când vorbim de Ziua Națională sau Ziua Culturii Naționale, de altfel, a culturii naționale, vorba de cultura românească, evident, astăzi suntem, în mod paradoxal, o Românie mult mai mare, foarte mare, întinsă nu între granițe fizice, ci într-o, vorbeam mai înainte, că astăzi se sărbătorește cultura română și în Europa, și în, la Madrid, și la Paris, și în Italia, și în America chiar, pentru că românii sunt peste tot. Suntem o nație răspândită. Ceea ce ne adună oriunde am fi în lume este cultura și trebuie să recunoaștem și biserica, pentru că biserica și cultura română au fost o plămadă unică și cu care ne-am identificat în istorie. Astăzi, la 15 ianuarie 2024, se împlinesc în mod fericit și 10 ani de când am inaugurat acest bus la Piatra Neamț. A fost inițiativa mea, recunosc, am avut un sprijin consistent din partea domnului Constantin Boiengiu, care este aici de față, îl salut și salut prezența. Am avut de asemenea un sprijin important din partea sculptorului Lucian Tudorache, care este de față, mă bucur, și cu care, de altfel, avem în perspectivă câteva proiecte de aceeași natură la Piatra Neamț. Ne bucurăm că primarul Andrei Caraberese, domnul primar de Piatra Neamț, este prezent astăzi aici. Sprijină cultura, este om de cultură și să promită, dacă în timpul acestui mandat nu mai avem timp să-l punem pe soclul pe Caragiale, măcar în mandatul următor să ne ajute decisiv să facem acest lucru. Vă invităm să depunem câte o floare la bustul lui Eminescu, o floare simbolică. Mergem pe ideea că o floare din acest moment pusă la picioarele de Eminescu semnifică în eternitate. Maestre, în primul rând vă felicit pentru această inițiativă frumoasă de a lansa invitația către public, către viitorii de să participe astăzi, să aducem împreună un omagiu cu ocazia Sărbătorii Naționale, unei sărbători care are atât de mare importanță în ceea ce privește identitatea națională, Ziua Culturii Naționale. Nu este un accident că sărbătorim această zi odată cu împlinirea 174 de ani de la nașterea marelui artist, Mihai Eminescu, artistul care a lăsat o amprentă valoroasă asupra culturii naționale. Iată că și astăzi pietrenii care iubesc cultura sunt alături. Îmi amintesc că mi-aduc aminte imaginele care acum 10 ani arătau că acest loc era neîncăpător și că erau sute de oameni prezenți la inaugurarea, la lansarea acestei statui. Îmi declar susținerea față de proiectul pe care l-a anunțat mai devreme colegul și maestrul Adriana lui Gheorghe și vă invit să lăsăm aici, la statuia lui Mihai Eminescu, o garoafă în semn de omagiu și de respect față de munca artistului nostru național. Aduc un omagiu Mihai Eminescu, un frate, un om Poftim!
Haideți! Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.